Dar mai este un segment. Și segmentul acesta este cel mai periculos. Pentru că este un segment pe care ai impresia că îl poți ignora. Este segmentul celor nepăsători. Este segmentul celor neimplicați. Acelor care spun, da, așa e familia, dar să meargă alții. Să meargă alții să împartă pliante, să meargă alții la vot, să meargă alții să lupte, eu îmi văd de ale mele. Acesta e segmentul cel mai periculos. Și pentru segmentul acesta, vreau să citesc ce ne-a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, în capitolul 12. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Oameni buni, dacă nu ești cu Dumnezeu în bătălia aceasta, ești împotriva Lui. Nu există neutralitate. Cine spune că e pocăit și stă neutru, n-are nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să trezească pocăiții, să trezească Dumnezeu creștinii.